Bună ziua, suntem tot pe data de 10 februarie 2022 și ce vreau să vă mai prezint eu în continuare este că aceste colonii, că sunt 3, sunt așa, 2020, 2020 și 2021. Deci avem două măci mai bătrânele și una tânără. Nu le-am dat turte până acum, de niciun fel. Și acum voi vedea ce opțiune voi folosi, să le dau turte sau să nu le dau turte. Voi vedea ce voi decide. Dar vreau să vă arăt ce frumos sunt ele așa organizate, trei pe aceeași ladă. Acestea sunt coloniile în stare normală, fără nicio problemă. Iată, ea stă foarte frumos. Aici sunt 3 rame, 4 rame de albina. Următorul cuib. Tot pe 4 rame. Până aici. Iată și al treilea cuib, el este mai mic. Până acum am dat turte, voi verifica dacă este nevoie. Consider că nu este nevoie să dau turte la aceste colonii. Deocamdată, când voi veni, peste încă 2 săptămâni, voi veni cu proteină direct. Astea n-au nevoie de hrană. Iată ce frumos au iernat ele pe cuib comun. Așezăm la loc, am aruncat o privire, e plăcut afară, e soare. Așezăm la loc și asta este. Deci vedeți diferența între filmele unde e o problemă sau bănuiesc că este o problemă și unde totul e în regulă și e liniște. Cam această colonie n-are nicio problemă. Aceste 3 colonii și-au iernat în ghem comun. Frumos, da? Punem capacul și mergem mai departe. Matca roșie a început activitatea, arată foarte bine, ochiul meu spune că totul e în regulă și acolo, dar o să vă filmez în filmul anterior. Acestea au iernat în ghem comun, asta era important să vedeți că sunt și colonii care n-au nicio problemă.